mai să arătați. Deci foarte mult, deci foarte mult ești frumos. Așa. Deci cine a fost, haideți să facem așa o totalizare, de ce pe market, master class-ul, market discussion, deja putem la el. Așa. Deci mă dă lima ta, ce mă dă lima ta, ce mă dă lima ta, ce da, asta. Da. Deci am vorbit, dacă se simt efectul septembrie, corect? Da. Așa. Am vorbit despre el, a avut efectul. L-am avut. După care am avut mers, de ce? Cum o restabilire a pieței după efectul septembrie? O funcționat, se restabilie piața. Deci ce, spiu s-o atins maxim, ce, la cap, minci, ce, bute, toți s-o atins maximile. Petrolul, la fel, o atins maxime noi, cred că de atunci, corect? Așa. Și am vorbit noi atunci la master class, am vorbit și despre așa ceva care, vă țineți minte că eu am spus despre el și povesteam. Cine a prins mișcările astea de piață? Așa, la un am văzut screenshot, la tău era din grup screenshot, da? Iar ceilalți? A prins cineva? Mișcările de pericol. Că unul a prins, a făcut și umbră în jos, v-a dat posibilitatea să cumpărați jos. Da, a prins. Nu? Nu e prima. Cine a prins așa ceva de cripto aici? Ce, voi nu preferați dau cripto? Hai, înțeleg, mă, Bitcoin la unii nu permite depozitul, pentru că Bitcoin are val... Ok. Bitcoin are o volatilitate foarte mare, da, și ce este și depozit. Dar Ripple-ul ăsta nu are volatilitate așa puternică și poți tranzacționezi cu volumul mai mici, de asta și întreb. Poate aici să ne zbiști cu el. Dar după ce ați caz atunci, că ziceam eu bagă o tranzacție. Aia ca nimeni nu bagă, profit mai stăpă. Ok. Păi am făcut valutare instrumente. Ok. Ce instrumente? Cotație valutare. Ok. Deci să știți că tema de astăzi ce o să fie, o să vorbim despre cotație valutare. Piața valutară Qatar este cea mai mare piață. Din ce cauză? Dacă vorbim piața de capitale, toți se măsoară valute. Piața de mărfuri la fel și piața de cripto. Piața se măsoară valută. O să vorbim astăzi să vă arăt niște date statistice. Una dintre ele o să fie cei legat de cotațiile exotice. Au fost făcute niște statistici în prezent 2021, acum în iunie. 2000 de trader au fost intervievați. Da? Și să vadă cam ce părere au despre cotații. Deci, cel mai mult, undeva, cred că 60% dacă nu mai mult, tranzacționează cotații de bază. Cele 8 cotații. Adică 8 valute de bază. Chiar le formează cotații de bază și celelalte. După care, celelalte mai cross cursuri, ceva mai departe, și 6% din populație tranzacționează pe cotațiile exotice. Așa, cine din sală tranzacționează pe cotațiile exotice? Mie îmi place, nu? Și mexican. Și mexican, da? Da. Așa, gata, are... Vreau două tranzacții mexicane. Mă, două tranzacții mexicane ați deschis? 3 sau 4, mă. Așa. Da. Și de ce v-ați oprit? Sau nu o să înțeți? Am o stop-loss. Poate 4 îmi dai profit, dar eu de obicei dacă fac câteva tranzacții în instrument. Și o rezultat îl lăsați pe perioadă? Eu o lăs pe perioadă și pe aia revin mai târziu. Și pe asta am învățat eu tot. Adică eu vin să fac tranzacții. Pe 4 tranzacții vă luai euforie. Nu, că sunt toate instrumentele așa. Fac câteva tranzacții pe instrument, pe aia... O perioadă nu mai este. Am faceți ca un ciclu, ca ciclu a pieței. Deci, o să vorbim despre cotații exotice. Deci, asta e tema. Eu am mai fost discutată, mai este un masterclass ce legat de ce sunt cotații, dar întotdeauna despre orice temă poți să discuți și a doua, și a treia, și a patru ori, pentru că piața întotdeauna este într-o mișcare. Deci, la cotații exotice, despre ce o discutăm mai mult. Deci, domnul Mihai o să arăte astăzi despre USD ZAR. O să fie aplicat eșumon. Cu cine din sală tranzacționat pe eșumon? Așa. Nu, da, aici, că deja la masterclass nu cunoașteți. Pe ceilalți, vă însemnați, nu faceți notițe, ce legat pentru instrument foarte puternic. Un instrument care arată niște rezultate pe o perioadă mai lungă de timp. Deci, sunt mai mult tranzacționare pe perioadă lungă de timp. Cum credeți, dacă îți faci analize, ca tot analiza la cei 2000 de trader, în chestionarul acela a fost pusă întrebarea, cum tranzacționează tranzacțiile? Pe perioadă lungă sau perioadă scurtă? Cum credeți că ar fi cam raportul? Mai mult scurt. Au cam 50-50. Aici independent și da, trei. Cine era înspre perioade scurte? Dar aici care au fost analizați, ce și așa de persoane, majoritatea se vedeau pe perioade mai medie. Deci, dintre cotații exotice, o discutăm așa. Eu sunt de ZAR, ăsta de randul african, da? Mai departe, o discutăm despre eu sunt de NOC.
Ioronoc. Mexicanul, ce am scăpat aici? Lira turcă. Lira turcă, pentru că e foarte important acest instrument. Din ce cauză? În general, cui se datorează acest fapt? Lira turcă e foarte curativă. Și președinte, ce ați observat? Deși mai mari mișcări care fac pe piață, găpurile care văd pe piața de la Toro. Și asta s-a întâmplat datorită lui Erdogan. Așa, ia dați vorbesc. Care e definiția la o cotație exotică, cum tot vă zic? Deci cotația exotică asta nu înseamnă că e o cotație care are mexican sau care are loc. Să nu înțelegeți greșit. Cotațiile exotice, astea sunt acele cotații care una dintre valute îi una dintre cele mai mari valute care sunt ele, dolarul, euro, CBP-ul, JPY-ul, canadianul, ZD-ul, AUD-ul, australianul și CHF-ul. Reactele este de 8, da? Dacă are una din aceste cotații, plus ceva, o valută internațională, care este folosită într-o țară care este în proces de dezvoltare. Adică ce e legat? Singapur, mexican, adică țările astea mai slab dezvoltate care merg în progres, da? Ce mai este acolo? Este Norvegia, Danemarca, Brazilia, India, valuta limită tot este în Turcia. Eca, țările astea care sunt mai slab, dar sunt crește. Cam mai că asta e principiul la cotație exotice. Așa, ce s-o pornim aici? Așa. Deci dacă să vorbim despre volatilitate, liquiditate și toate lucrurile astea. Pentru ce sunt foarte bune cotațiile exotice? Sunt foarte volatile. Așa, acum merg mai departe cu cotațiile exotice. Ce vreau să-mi spun la sfârșit din masterclass, dacă țineți minte, data trecută am vorbit, ați văzut foarte mult vorbim despre lacăt. Deci o să rezolvesc pentru vreo 20 minute maxim. Și o să fac o introducere despre lacte și o să discut ceva idei. Și mai că în general o să explic asta. De ce e lactele, ambele lacte, o să le explic. De ce ne preferăm un și negativ. Dar o să le explic și pe ambele. Și pe ce poziție. Nu vă preferăm. Suntem nevoiți din ce cauză că nu intră la timp. Dar poate încoreac, dar poate încoreac și mai aștept să încoreac și ajungi la rezultat. Așa. Trebuie valutare exotice vă pot oferi o oportunitate de a vă diversifica tranzacțiile. Da, ele pot ne oferă o posibilitate de a ne diversifica nu numai tranzacția, adică portofoliul general. Din ce cauză? Ele sunt volatile. Dar dacă citești în general, când citești pe internet cotații exotice, ce zic acolo? Ele sunt foarte riscante. Ați observat asta? Deci ele sunt profitabile, dar ele sunt riscante. Din ce cauză? Aici e simplu. Simplu. Tu intri cu euro-dolar într-o tranzacție de un lot și te duci pe USD-ZAR și tot pentru un lot. Dar euro-dolar face 100 de puncte într-o oră, dar USD-ZAR face 1000 de puncte într-o oră. Este diferența, ok, 100, nu chiar 100 de puncte faci pentru că s-ar primi cam echivalentul în dolar, pentru că e 1 la 1 raportul. Dar să înțelegi, din asta se primește așa situația. Acolo creșterile pe piață, chiar când se duc, merg încet și ori. Spre take plus sau stop plus. Dar când te duci pe USD-ZAR și când vezi odată de minus 200, minus 300 sau minus 400 sau plus 500, acolo emoții la tine de un start. Explozii de emoții. Și începi să întreprinzi rapid. Ori dacă e în profit, e ok. Dacă se ducă minus, începi să întreprinzi acțiune rapid. De închide rapid să-ți schișorează, să-ți părească minusul. Asta, dumneavoastră a zis că ați fi mexican. Asta a acționat sigur, 100% cu stop loss, corect? Dumneavoastră mai cu stop loss, nu? Nu, dumneavoastră cu stop loss. Cine stătă de cuți contract cu mine? El preferă obligatoriu să fie stop loss. Noi am încercat să-l convingem că are nevoie de stop loss. Aha, deci da, aici la cotații, dacă tranzacționezi cu stop loss și cu take profit, atunci trebuie să fii foarte atent cum nu plasezi, pentru că contează foarte mult și aici ar trebui să fii stop loss mai mare, deci asta vă fie clar, pentru că aici volatilități, nu mai pui stop loss 25 de puncte. Liquid spirit de azar, stop loss-ul luat de 25 de puncte, asta e foarte puțin. Ori, nu, aici nu mă spune după strategie, adică îl plasezi chiar după strategie, adică ai nivel și sub nivel îl plasezi, acolo confirmarea nu mai este deja de un punct, de 10-15 puncte, dar e de 100-150. Asta e confirmarea, nu are chis. Și acolo îți luați seama și cu umbrele. Ți-au lăsat, că s-au făcut umbre mari, dar ți-au lăsat umbră mare deasupra. Nu mai deschizi tranzacții, găsești aceea confirmare mică, gata, asta nu intrare pe piață. Ele sunt foarte volatile, dar puțin lichide, asta să știți.
Ele sunt niște instrumente foarte volatile, dar sunt puțin lichide pentru că e cantitate mai mică. Așa. Majoritatea monedelor exotice sunt destul de sensibile la schimbările ratelor dobânzilor și a tăiaturilor din soare și la publicul general pentru risc. Deci, ele sunt foarte sensibile la mișcări de pe piața dolarului, pentru că depinde dolar. Indirect, dar ele depind. Sau sunt care situații care depind direct chiar, da? E că eu sunt de Hong Kong, dar tot e exotică. Dar la dânsa nu e acolo, nu au dotat-o cu așa volatilitate mare. Acolo poți stai cu 10 dolari profit și o jumătate de săptămână și o două săptămâni și 10 săptămâni. Deci nu e foarte volatil. Deci, fiți am, dar nu chiar toate. Majoritatea sunt volatile. Așa, astăzi, și noi notez, n-am vorbit. Ce notate pe care avem astăzi? Rata de referință. Și ce care e referință? Chiar că astăzi a fost deja rezervă de petrol, petrol s-a dus în jos, așa. Ce pe piața acum, nu, că uite, iau bancele, gazul natural, noi tot am vorbit despre el, ce s-a făcut acolo? N-ați văzut că am ceva cum erau inversate? Da, l-am văzut. Ați văzut? Da, se formate un cap, H1. H1, ai un cap, volumul înălțimea, e ca undeva aproape 400 de puncte, ceva de genul. Foarte frumos e formate. Inversat. Da, inversat. Nu mai am mai. Da, deci a fost o fost întrebare, că mai revine mobil acolo din pagament, cred că 200 este fix pe mine. Dar și pe ce am fost străbătut, în H1, H4, sigur, în H1, tot. Sunt străbătute deja. Da. La analiză fundamentală. Când este o analiză fundamentală, știm tot ce face efectul. Doar picotează exotic și efectul e dublat. Deci e cauza că dolarul este mai pe sus. Dar când este o analiză fundamentală, notate, că de una pe cotează exotic, ar fi o volatilitate mai mare deja. Și este o oportunitate nouă. Da, deci picotează exotic și volatilitatea e mult mai mare pe piață. Deci ar crește mult mai mare. Dar aici trebuie să vă concentrați, e că aici, pe cotațiile astea exotice, poți folosi șlacătul pozitiv. E ca pe aceste cotații poți folosi șlacătul pozitiv. Și în ce constă eu lucrez, vă să explic, dar ideea generală cum e. Piața la notate are o mișcare puternică într-o anumită direcție, da? Deci eu își faci mișcarea puternică. Odată ce s-a făcut mișcarea puternică, pe parcurs, după ce notatea își pierde din putere, undeva după o jumătate de oră sau, da? Ea ce îl face? Piața are o mică retragere. Ați observat asta. De obicei, undeva e vreo 50% din impuls făcut pe piață. Orice noutate, numai în cazul în care nu-ți faci figura de continuitate. Dar restele se retragă. Păi, că aici poți să te orientezi. Dacă e noutate, de exemplu, rata de referință, vă știți cum influențează așa perioada scurtă, perioada lungă, nu trebuie să mă opresc asta. Cine nu verifică lecția de teorie, a făcut impulsul de bai și când face mișcarea asta de retragere, deschis de impuls tranzacției de sau. Bai nu-l închizi. Și-au făcut retragerea pe corecție și ți-a închis tranzacția de sau. Și dai bani mai departe să continuă baiurile. Ați înțeles? E că asta se numește lactul pozitiv. Nu întotdeauna așteptați piață când zici tranzacția vină și deschideți lactul pozitiv. Nu numai atunci folosești lactul. Lactul, că are și metode de lactul pozitiv. Fix așa și în tendință. Ai tendința ascendentă. Ai deschis baiul de jos, da? O mers creșterea pe sus la nivelul de rezistență și când vezi că a început corecția și ai nivel de respingere, ce faci? Deschizi tranzacții de sau pe corecție, pe perioada mai scurtă, că este la pozitiv. Când ajungi în partea de jos și vezi că ai confirmare deja de bai, ți-ai închis sau și te concentrezi pe a doilea bai ca să faci pe metoda aia. Înțelegeți? Adăugări, ce scuze. E clar? Ce? Mi-aduc aminte de... a fost în septembrie. Da. A fost pozitiv pentru dolar. Și țin de euro, dolar, GBP, euro, NZD. Da. Au crescut toate cu vreo 40-50 de puncte. După asta s-au dus în jos toate până la minimul care a fost... Așa, și ce te afectează? Ce am vorbit eu? Dacă rămâi cu baie de sus. Cum cu baie de sus? Adică baie de jos? Jos. Pe tine baie. Pe tine baie de la început din nou tate. Piața o merge în sus. Când faci retragere, deschizi tranzacții de săl. El se retrage. Ce? Baia are tot plus pozitiv, sălul. Merge pe profit. Tot plus pozitiv, da. Păi la baia se duce la notate. Ce? Când e să-ți pui un stop plus pozitiv? Dar ok, se duce sus în jos, în săl, se primește, primește de care vacă? Ori așa, ori așa, e simplu.
Dar de obicei, majoritatea cazurilor faci o corecție în bancare și continui mișcarea. Tu te închizi tranzacte, ok, nu așa poți închide ideal, și păi știți asta. Niciodată nu poți face ideal. Dar important este să menții, la racăt, cel mai important, direcția să știi. Gata. Asta la racăt. Voi, aia să vă spun că mulți când ies din racăt, că am ajuns pe racăt, ok, divertim. O parte. Mulți când intră pe racăt, dacă ieși din racăt, nu rezistă emoțional. Să aștept tranzacția și ei se întoarcă. Aștept asta. Nu aștept să întoarcă. Dar ce faci? Încerci să-i pui ori la mâna prea, prea aproape și el mă face o mică fluctuație și ți-a la nină și iară ești. De să știți, când e în asta, dacă luam decizia, trebuie să te faci să continui. Sau ți-ai pus sub un mai rău, trebuie să te faci să-și cerezi pe asta. Dar voi trebuie să fiți conștient că asta durează. Asta durează. Așa, mai departe. Da. Da. Ai spus că sunt volatile, dar puțin lichide. Cum să mă amintesc asta? Lichiditatea? Da. Ok. Asta, ce înțelegeți prin lichiditatea și apoi vă explic? Eu înțeleg că câte părut este piața. Deci are volum. Lichiditatea asta un activ cât raport se transformă într-o valută în altă. Pe care este cât rapid îl transformă în bani. Simplu. E ca asta e lichiditatea. Că e o lichiditate mică, asta din cauza la volumul mic de asta. Asta și nu e prea lichid. Ce trebuie? Dar nici nu se implică prea mulți tradere. Dar de lichiditate e chiar și de trader. Pentru că tu când faci tranzacție, tu schimbi. Doar decât tu când cumperi euro, dolar, schizi tranzacție cu un lot, ce se întâmplă în proces celălalt? Tu de ții 100 de mii de euro, nu? Da. Fix așa. Deci, cei care vă dau exemplu simplu. Portați exemplu pe mine de Hong Kong. Cine schimbi tranzacția la celul? Eu. Vă văzut schimbă. Da, deschide. Iar câte. O să am întreagă de trader. Ce lichiditate ați influențat acolo? În general, ce volum și piața ați băgat acolo? De asta nu sunt prea mult tranzacționale. Iar asta e... A răspuns la întrebare, da? A răspuns la întrebare, ce perii valutare sunt preferate pentru tranzacționarea pe piața în forex? Deci, te rogați 1978 de lei. Deci, 67% tranzacționează ceea ce de bază și ceea ce mai mult. Deci, ce mai mult o tranzacționează de pe euro-dolar, asta e clar. De asta și la euro-dolar nu e așa de volatil cum e GBP-ul. Dar lichiditatea e mai mare. Da. Dar lichiditatea e mai mare. Așa, după asta, perechi minore, asta ce intră deja acolo. Un cross-curs, dar implică și cotațiile astea puternice, da? Cross-cursul între ele și cum adică, deci 87%. Cross-cursurile pe care le cunoaște. Sunt foarte mulți traderi cunosc, care au unul, două cross-cursuri, dar ceva care o simți ceva în cross-cursul celălalt și tranzacționează de el la greu. Deci sunt așa, numai că cross-cursurile nu ți-am uitat, dispărut, da? Și deja e trebuie să trec, 6%. Hai departe. Ce categorie de traderi vă să vădărim în o participat la sondajul. Așa, dar de care categorii cunoașteți? Și sunt traderi ca noi, care, adică spune ca nici, sunt traderi care gestionează milioane, sunt pregăsiți. Nu e specificat în asta statistică, pur și simplu e specificat de centru de statistică care a fost creat acest sondaj, dar nu e specificat traderi. Pur și simplu au fost analizați, atât la 2000 de comercianți și piața bursieră. Asta e spus. La dintr-o țară sau la nivel mondial? Cred că e dintr-o țară. Și mai sigur, pare mi-e din română. Dar nu și care statistici se făcute aproximativ? Iarăși, statistici se fac pe eșantioane. Da, da. Seamănă anumit grup de oameni și în acest grup intră diferite categorii. Intră și vârste diferite. Intră și din ce domenii diferite. Intră cât timp de dedică trading-ul. Acest foarte mult. Ok. Așa. Mai departe. Perechile exotice sunt perechile valutare care includ monede de peste sau pur dezvoltare. Deci, ce am vrut să zic? Aici este specificat volatilitatea pe piață. Nu asta ne va interesa ca trader în zona, corect? Volatilitatea. Deci, se vede aici. Volatilitatea e dolarul din Hong Kong, de care ziceam. Deci are volatilitate mică. Nu, ca trader profitabilitate, că toată mai din ce o scoate. O scoate din mișcările de piață. Cât noi intrăm, cât mai mult vreți să joace. Adică să aibă oscilații, noi putem prinde mișcări pe piață. Dolarul de Hong Kong e foarte puțin. Deci, pe noi ce interesează, asta e zero, noi avem, da? Vreau să vedeți, trebuie să o verificați. Mai grea variați spre după aia, să mă spun mai ușor. Da, așa, nu, e însă de trăi. Haideți, că cunoașteți perioada.
Da, dar când aștept perioada, când am fost în lira turcă cu 10 loturi, 178 de dolari. Adică era la un lot 70. Și ce s-a lăsat? Da. Atunci mai făceam loturi cu lira turcă. Da. Dar lira turcă, adică și acum, la ce scădare, nu m-ar zice că e foarte mare. Cădem? 50. 50. De 50, dar euro cu lira turcă, în general, e 240. Păi, vă dați seama, euro e cross-curs. Fix așa, USD NOC și euro NOC. Îi treci pe două etape euro NOC. Dar acum mai vizit la 50. Sunt tranzacționat. Pentru că e mult mai convenabil să tranzacționezi pe una care are și ghid de date mai mari și spre de mai convenabil pentru noi decât să tranzacționezi. Nu, nu te-a de loc. Vă explic și de ce. Așa. Instrumentele astea se mișcă foarte mult pe piață. Ele au creșteri mari. Dacă schi raportul un procentual la ceea ce se oferă, ei oferă o stabilitate tot destul de bună. Nu o să vă zic că am ușor scurs care dați 6 puncte spread-ul și foarte bine tranzacționează. Deci este foarte bun instrumente. Atâta timp cât îi poți monitoriza. Ele sunt foarte bine, cu toate că au spread-ul mărășor, la loturi sunt ok. Din cauza la volatilitatea lor, care... Da, deci dacă voi vreți să vreți cu 10 loturi la un depozit, dar nu-ți permite volumul mare. Nu vorba de chestia asta, dar e vorba că nu întotdeauna poți să înțelegi, în general, în perechea, da. Sau... A, da. Pentru că ele sunt mulți care nu ascult de anumite indicatori. Da, da, ele așa sunt din haos, sunt tot mieluș complicată. Ele fiecare au ceva în parte. Dacă să luăm... Când doar de să îl iei așa un instrument... Eu îți dezară care să-l explice. El iubește foarte mult tendința și iubește foarte mult nivelele. Zară. Da. Eu rămâncul așa. Nivel de tendința. Și acum, când vă uitați, nu ați schis, de exemplu. Dar puteți să-mi zici că eu tranzacționez, eu știu ce face el. Adică, știți asta ca și cum mi-a spus că eu prima dată văd eu de zar sau și acolo și vă spun am ușa să-l ah, ok. Deci, lira turcă e volatilă, serbă e volatil. Acela așa și de aici ce mai avem. Deja cu un combo mai puțin. Și celelalte nu sunt specificate. Peso mexican tot e foarte volatil. Da, e foarte volatil. Și pare că când face câte o străbatere sau schimbare de tendință, are mișcări foarte puternice. Deci asta să le urmăriți, că dacă o luat direcția de buy, ai tranzacție, duce în față de... Da. Da, 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 cu dolar. Așa, mai departe. Deci ce e volatilitatea valutelor în general? Aud în cadru. Aud în cadru. Deci cel mai mult aici euro aud. Foarte volatilă. Euro în ZD. Așa, GBP în ZD. Nu, no, în ZD, în GBP, cred că tranzacționați toți. Îmi face spus. Așa. Deci GBP în ZD este un instrument chiar... Mai ales acum am ajuns la maxime, la minime, ați observat, că tot am are o perioadă destul de îndelungat când tot scade. Deci, adică am putea să gândim încetșor la el spre schimbare de tendință și spre un bai acolo pe perioadă mai lungă de timp. Deci, GBP în ZD, el e foarte valoare. Cine tranzacționează pe GBP în ZD? Eu tranzacționează pe ok. E verificat. GBP în ZD e foarte valoare și moșilează. Dar îți chiar faci oșilații destul de ok. Chiar aș zice că îmi place mai mult decât USD NOC. Mai mult decât USD NOC. Prefer mai mult GBP în ZD și USD ZAR-ul decât NOC și USD. Da, și deja celelalte peturi la GBP CHF. GBP CAD. Asta așa cum îți minte, alege rezultatul de ce făcut mișcări, dar mai țineți minte. Nu, pur și simplu îți minte în tranzacții. Cădea și nu a fost alegerul de stat să schimba direcția. Deci a avut influență destul de mare pe el. Se mișca cum Fibonacci, pe el a lucrat cu toate, că era de bun interior fundamental, dar s-a oprit Fibonacci, știți, parcă și-au luat bun, știți. Așa. Și celelalte, eu rog să dă. Ce legat de înțeleg, e foarte volatil, da? Legat de trebuie să fie da. Evident, dar tot ce cad din influența de petrol. Asta e interior. Tipul Canadei e pasat, e legat foarte mult de petrol, știți asta. De asta și când petrolul duce în jos, cadă în sus și tot așa, fiecare des. Asta tot e un
Ce cază trebuie să luați straje să nu-i impus, dar vindecați familiați. Nu întotdeauna. Adică sunt, da, situații când te uiți, dar păi, asta poți zice așa, deci răspiul crește, dar de exemplu, dolarul... Da, da. Deci, dar când a luat asta, l-a lăsat. Dar el de foarte multe, da, pentru că așa e putere economică, ca și dolarul și este inevitabil, eu pot să crească mai încet. Da, e asta. Am voi vedeți că e exact sub el, să fix cum e pus. Din nivelul, din nivelul. Da. Eu am un tranzacție pe avocat. În așeptură autonomă. Aha. Și adică... Tot încă n-am mai înțeles pe cine îți duce. Bate pe dor, bate pe cap, bate pe... Când știu cum îți bate, îți duce pe ce dată. Nu vreau că nu știu niciodată. Așa, bătați-le de bază dacă nu știu mai povalagere, ce cât e el zero. Păi asta cunoaște tot. Eu nu uitați să ceva 100 de puncte, nici nu se dați-le 180 sau cât acolo face într-o lunare, asta e foarte mult. După care o să fie, eu deja pe eu voi îl cunoaște, zi nu foarte mult. De exemplu, eu că n-ar ajut el mai țin cu rătuși decât eu 10 la trecut. Deci era ultima perioadă, nu vreau făcut mișcări. Pe aici, pe NZD, eu îmi spui cardu, voi fără volatil și euro, dolarul, dar au de USD, NZD, USD, PVC, cam la același video. Chile cam merg, ați observat ca aceleași grafice. Grafice cu mici diferențiate, ca cum și brandul și videale. Mai departe. Așa, ce ca volumă pe piață pe care noi tot ne interesează în transacționare. Volumă pe piață tot contează, cum se implică. Deci cea mai mult are euro, dolarul, de la 28%, eu zic chiar că e și mai mare. Mai departe, am celelalte, ce? GBP e de 11, e de iena japoneză, are 13%, nici cauză. Ați fi tot asta. Și asta e volumul tranzacțiilor. Din cauza că este înainte să o vedea ca o valută de refugiu, nu e parcă nu. Da, dar așa, ar putea să fie o influență așa de mai mică, doar în Japonia e 200 de luni. Adică nu merg după țări, vorbesc. Primele burse ce ne-am întâlnit sunt statele, a doilea Japonia, cu 13% la nivel la de așa că tot ar fi influență. Deja aici puteți să vă uitați, e cu 12% altele. Păi contațiile astea exotice în general, la 1 între și ceva sau 3, undeva aici maxim. Deci, profitabilitate. În profitabilitate, pentru că ați mai departe, dar fie. Așa, ok. Mai departe. Așa, deci, eu am explicat cât de ceva din piața valutară, pe parcurs o să mai revin de ceva informație, după care la urmă o să putem duce la cât, da? Mai aprofundat. Acum ce o să... întrebare. Da, da. La slide-ul precedent. Este prin indicator, hai să ne zic indicator, da, e ca un indicator, de exemplu, la... la bursele, de exemplu, bursa, dar este volumul piață, dar, de exemplu, la Peleruan, ca să fie măcar pe platforma dată, câți tranzacții sunt făcut. Este la dâns și așa vreun... Da, dar ce v-ar ajuta asta ca să... De ce va trebui? Păi, mi-ar ajuta să explicăm unde mișcări în piață, de exemplu, că dați să fac mișcări care nu sunt pe volum. Te ajută acesta? Știți cum vă ajută? Scalping. La scalping mai mult te ajută, nu la scalping, mai mult te ajută la cripto. Da, scalping, da. Și aici nu vine vorba de cripto mari. Aici vine vorba de cripto mici. Nu e ca v-am luat exemplu, Squid Game sau ce mai era acolo pe internet. Ați văzut situația, da? Deci am văzut și video pe 9 ori de tranzacție pe el. Și fața lui când era sus și fața lui când era jos. În momentan, o să-i pun așa, cu următoarea lunare, bam, jos. Și acolo e cum. Acolo contează volumul piață. Că acolo era specificat, era atâtea tranzacții, atâția la oameni în piață. Nu, nu cred că o să fie obținut așa indicator. Nu cred că. Pe acțiuni este. Da, pe acțiuni. Forex la valuți. Este la noi, în Peleron? Nu, la Peleron. La Peleron vorbesc, pentru că doar platforma. Sunt indicatorii de volum. Indicatorii, indicatorii și o să vă explici acolo și ceva. Eu vorbesc de volumele... Interactive Progress, acolo de căsuri. Dar iarăși, la acțiuni foarte mult contează, mai des când faci și acțiunea
instrument faci străbat sau când într-o zonă de potență la ce scos. Faci o străbate, este o strategie. Dacă faci străbate volum mare și este potență de asta, atunci o să continui mai departe. Dar în cazul în care sunt stabiliți profiturile, atunci piața ar putea. Când stabilezi profitul, iese de piață, da? Da, dar asta ne-ar ajuta măcar să înțelegem, să cumva să explicăm mișcarea dată, adică să fie în rândul, să ne spunem. Iată, la ești bun, nu vă ajută asta. Ascultați. Da, ok, după asta putem să discutăm. Da, discutăm după asta. Despre volum, da, putem să discutăm. Am ceva de discutat. Da, ok. Așa. Ceilalți dacă aveți întrebări de ce am spus acum? Nu vreți să fie întrebări, pentru că cu ceva mai productiv, o mare parte mă cunoaște asta, dar eu oricum vă înțelegește. Fixești? Da. Bună seara, din nou. Cine o să-i fie șumucul? Sau cine o folosit de șumucul? Și păi îmi place șumucul. Celălalt încă nimeni nu l-a folosit, da? Doar ceva explicit ca lui, șumucul. Ișumoku a fost fondat de un jurnalist din Japonia în anul 1930. Și dumnealui a avut nevoie de 30 de ani ca să-l modifice, ca să-l perfecționeze. Ca noi astăzi să căpătăm un indicator deja testat, un deja verificat, să fie un indicator ideal. Unde Ișumoku este inclus mai multe strategii. Unde noi să învățăm după el cum să tranziționăm. Cine deja vă cunoaște, vă să ne calificăm, să ne perfecționăm ținut. Cine nu cunoaște, să aibă posibilitatea să-l cunoască. Și dacă domnul Mihai v-a dat, spunem, o votație nouă, posibilitatea nouă, Ios Dazac, vă ies astăzi, vă dau posibilitatea să învățați un indicator nou, cine nu cunoaște. Domnul Mihai, puteți plasați, Ios Dazac. Ce îmi dă nouă Ișumoku? Noi, spune așa, în câteva secunde putem să observăm unde este impulsul, unde este primul. Ișumoku îmi dă atât când dă cât informații utile, cât putem să observăm unde este direcția trendului. Ne arată pozițiile de bani, pozițiile de sell, pozițiile de schem. Ne arată nivelii de suport, nivelii de rezistență. Ne arată cum să plăsăm stop loss corect după el. Care este la Ișumoku, el nu lucrează atât, spunem, de bine în flat sau orizontal. Dar știți cum? Fiecare minus este ceva care putem să rezolvăm toată dată. Păi așa cum am spus, că timp acest an Ișumoku s-a dezvoltat. Și spunem, în plan orizontal, putem să folosim și Ișumoku. În flat? Da. În plan orizontal. De ce? În ce termen ați folosit Ișumoku? De la început Ișumoku a fost fondat în timeframe-ul mai mare, cum ar fi D1, cum ar fi Weekend sau H4. Dar din nou, timpul a spus, el s-a dezvoltat. Și el, la început, a fost folosit pe indicele japonii, unde el acum poate fi folosit pe toate piețele, spune, piața bancară, piața energetică. De ce este alcătuit Ișumoku? El este alcătuit din 5 linii. Da, vreau să schimb mai, sau eu chiar așa. Trebuie să schimb, ați puțin. Este alcătuit din 5 linii. Unii datele sunt făcute în baza unui calcul matematic. Dar nu contează calcul matematic, contează ce informații îmi dau ele. Prima linie a Ișumokului este Tenkan-sen. Tenkan-sen. Puteți să știți linii mobile? Deci și făcut de un japonez, așa se numește. La nume sunt ciudat, din cauza că este făcut din Japonia. Prima linie se numește Tenkan-sen. Sau toți știm media mobil. Știți media mobil? Păi așa, domnul Kosoda, timp de 30 de ani, om, a perfecționat, a verificat toate media mobile și a ajuns la o concluzie. Cea mai bună, după strategia lui, este la perioada de nou. Cine arată Tenkan-sen-ul? El ne arată direcția unde se mișcă trendul. Dacă Tenkan-sen se duce în sus,
atunci este impuls de bani. Dacă te încălțim, se duce în jos, este deja impuls de sel. Când te încălțim, se află la același, zice, la podeam, atunci este un flăr. A doua linie este chijul sen. Ce este chijul sen? Spunem, este linia lungă sau linia lentă. Ea arată în felul următor. Este decan senul, este linia albastră. Este linia rapidă. A doua este chijul sen. Ea este linia lentă sau linia lungă, spunem așa. Ea în singură combinație se formează la perioada 26. Doar că el singur nu se folosește, se folosește în combinație cu decansen. La intersecția lor, scriem poziții de bari. Poziții de bari unde le deschidem. Cum putem? Acesta este primul semnal care ne dă nouă și nouă. Primul semnal este la intersecția decansen cu chijunsen. Deschidem pozițiile de bari atunci când decansen este în sus, atunci scriem poziții de bari. Când se duce în partea de sus, scriem pozițiile de bari. Recomand poziții de bari să scriem de la linia de jos, de la nouă dată. Scrieți bine sau? Da. Pozițiile de bari le recomandăm de la când este de jos în sus și este lângă zona de nori, care se numește cumul. Scriem pozițiile de bari. Pozițiile de săl le deschidem atunci când decansen decansen și cu chijul sen se unesc. Când se va de sus în jos, deschidem pozițiile de sen. Aceasta este primul semnal care ne dă nouă ișomogu. Și este un semnal mediu, care putem să scriem poziții. A doua, deja linie, el sunt 5 linii. Prima linie este decansen, a doua chijul sen. Este următoarea linie este secul span A, secul span B. Ce sunt ele? Sunt liniile vinile norilor dați. Acesta este a doua semnal când el se bat și îndeu semnal, care este semnal puternic, spunem așa. Cum lucrează situația dată? Când decansen și chirosen se unesc și sunt de la limita de jos, ne orientăm la pozițiile de bai. Când se bate, secul spanul se bate în sus, ne orientăm la pozițiile de bai. Acesta este cel mai puternic semnal. Când piața se bate, acum să luăm ca exemplu situația dată. Avem, prețul este să află sus. Din motiv că second span A și B este un definitor, noi putem să presupunem. Când ofertăm noi la pozițiile de sel, pozițiile de sel le vom deschide doar când prețul se bate second span B în jos. Este linia dată. Așa, eu sigur am cu jumătate sală, dacă mai mult. Canalul tangent și mai picat odată și mult pe grafic. Scan în tuman, corect? Acum ești comod? Vedem? Dar să schimbăm culoare. Vedem prima linie a pasă, dacă să nu. Opa! Este linia unui nou nerat în direcția a impulsului. Deci dacă el se duce în sus, este impuls de bari. El foarte bine lucrează în trend. Asta e situația clasică. Frumos, cu tot cum e ieșumoc în valoarea lui. Pentru că acum sunt la linii și... Să vă spunem din nou, luăm tencansen. Ce este el? Cum e situația dată? Dacă tencansen, linia dată, care se face la perioada din nou. Dacă tencansen,
se mișcă în sus, atunci este un impuls de baie. Dacă tencan sen se duce deja în jos, el este impuls de săl. Doar că ele deja le folosim în combinație, cu a doua linie, care se numește chijun sen. Combinații de medii mobile folosiți? Da. Nu folosiți numai medii mobile din nou sau să faci scapul, dar poți să faci și combinații de medii mobile. Una pe perioadă mai lungă, una pe perioadă mai scurtă și combinația lor e varianta, nu poți să zici că e varianta ideală, că aici nu sunt noi la lecție, dar e varianta mai bună când între poți intra în piață. Apoi că aici tot e o combinație de medii. Trebuie numai să înțelegeți când și unde se duce. În cazul în care vezi că stai în prezent și te-ai pierdut odată, care și cine o străbate, te uiți în trecut și vezi, dacă a făcut așa o străbate, faci semănare și pui în prezent. Simplu. Nu trebuie să te complici. De multe ori avem un grafic, de exemplu, una de medie mai mare și una de medie mai mic. Și trebuie să te gândești, care se duce mai aproape de grafic, care nu te complici. Te-ai dat în urmă și ai văzut, s-o dus în sus. Și eu făcut asta, albastru și roșu, de sub sau deasupra. Și fix așa te uiți în prezent și faci. Și dai seama. Cu dumneavoastră lui, domnul Căsoda, cum a spus, el de 10 de ani a avut la timp ca să-și dezvolte. El a cercat toate medii mobile, toate perioadele. Și a ajuns la concluzia că primul medie mobilă să fie la perioada din nou. Și asta. A doua, a decis că să fie la perioada 26. El a verificat și de asta este, spunem, medie de aur. Și cum ele dau primul semnal? Primul semnal este în intersecția Tecan-Sen cu Chijun-Sen. Când ele deja se bate de jos în sus, este poziție de bani. Când se bate de sus în jos, este semnal de săl. Acesta este primul semnal ce îmi dă nouă și mocul. La intersecția liniilor date. Haideți, okay, păi situația clasică, pune pipeam. Cum îi apare eșumocul în varianta clasică? Acum, deci, și pui cu culori mai bine. Culoarea roșu, trebătut albastru. Și cel mai ușor. Dacă nu șterge, dar și pui situația clasică. Cum apare în varianta lui ideală? Și acolo pur și simplu scris. Asta a fost trebătut aceea. Și asta e pe tot. Da, mai bine spune culori. Și culori și eu cred că o să înțelegeți așa. Okay. După asta, acasă o să învățați. El a început, poate să fie complicat, din cauza că ne-am plinut tot graficul. Dar nu complicat. Eu nu știu Și deja nu are. Linii mobile, dar ele sunt ales perioada 9-26. Și a doilea semnal este nori dați. Ce joacă ele în ieșumocul? Este nivel de suport și rezistență. El este canalul trendului, nu ne-a situația. Acum, ce semnal dă deja linii date? Când se bate piața de jos în sus, nori, scriem poziții de baie. Când dă semnal de baie. Atunci și deja linii date, ele se unesc, se interpretează. Acesta este semnal deja mai puternic. Deja când se bate de sus în jos, cum e situația dată, linii date nu s-au unit. Acesta este semnal de țăr. Semnal de țăr mai puternic. În cazul dat, unde plasăm stop loss-ul? Stop loss se plasează mai jos din noi. Toți știm că el, mai degrabă dacă avem tendința de bani, el îl duc în sus, decât să coboare în jos. Acesta este al doilea semnal după ieșumocul, după importanță. Când se bate din nou, ajuns, faci impuls, faci corecție. Când se bate de jos în sus, ținem poziții de bale. Poziții de bale deja le ținem active până când din nou se bate și mocul. În cazul dat, când deja sunt la situația dată. Situația dată avem și nivel de rezistență și deja îmi dă semnal de și mocul, cât schimb tendința. Aici deja putem să ne orientăm la poziții de sel. Sel ne-o dat când preț actual se bătut și mucu, se numește, în japonez, numește kumu, nu urdat. Când se bate sus în jos, îi orientăm la săl. Până când deja din nou de poziții de se întoarce.
În cazul dat avem canalul, este nivel de disfor. Noi știm toți că avem canal, cum conținăm canalul. Până la nivel spor. Și asta este limita lui. Deja când dă semnale de baie, când din nou se intensitează lenilitate și deja când iese din oricește. Când iese de jos în sus, deja se vedem poziție de baie. În cazul dat, stop loss-ul, deja îl păsăm mai sus de noi dați. Nu, să spun că și-a schis poziția de sân. Stop loss-ul pasăm la situația dată, deja tăi coeficientul îl plăsăm când el se intensitează din nou, când dă semnal că schimb tendința. Acum, din nou, s-a început impulsul, am observat, el o săbătut. Scriem poziție de bike, el dă din nou săbătut de jos în sus. Până unii noi ne uităm la pozițiile de bari, în cazul dat. Avem canalul nostru, avem nivel de rezistență. Când înapoi se întoarce, dă semnal că se schimb tendința, atunci deja se chidem tranzacția noastră de bari. Și ultimul semnal care dă ieșimocul este ciclul span. Sau ce mai este și linia ceasă, cum a spus acum. Este linia, spune așa, medie mobilă, rat prețul actual, cu 25 perioade înapoi, în urmă. 25. De 25 perioade. Acesta din nou dă un semnal să schimbăm poziții. Când linia verde aceasta, ciclul span, se bate prețul de sus în jos, de la poziții de sel. Când din nou dă semnal că se bate linia verde, se bate de jos în sus, prețul grafic actual, ne orientăm la pozițiile de baie. Când e cel mai puternic baie, ce îmi dă noi și omul, când toate acestea sunt combinate. Când în situația dată, el a ajuns la nivel de suport, s-a intersectat tecan sen cu chejul sen și deja și ciclul spanul a ieșit din prețul actual. Și din nou, el se bătește și cam se convinte de una. Iese din nou ridat. Acesta este cel mai puternic semnal ce ne dă nouă și omul. Ciclul span? Spui că iese din prețul actual. Da, adică, cum am spus, că ciclul span, el e cu 25 perioade înapoi. Uh-huh. Adică când asta dă el semnal, când deja se bate prețul actual în jos. Uh-huh. El dă semnal de sell. Când se bate graficul jos. El acest semnal de sell. Din nou, dacă ele toate sunt paralel una la altele, cum e situația dată. Acest este semnal că avem o tendință de pare puternică. Până unii noi acum, dacă, cum am spus, ele sunt în viitor, noi putem deja să preconizăm ce poți să facă acum preț actual. Până unii poate să ajungă el. Este nivelul dat când el joacă acum ca nivel de suport. Prețul deja când ați ajung la fiecare, spuneți, la fiecare deja când se bate jos, ne putem la poziție de sel, dacă se respinge cazul dat, se va respinge, din nou se putem la poziție de baie. E complicat? Da. Da. Da sau nu? Da. Cine e clar? Cred că mai bine ar fi, dar puțin fi istorie. Și de arată... Da, ține, da, dați istorie. O situație clasică, intrare, deci direcție, intrare și ieri. Acum se plasează concret stopul și doi fost fix pe igre, deci de semnat. Cum ar fi o să șerpă aici. Și atunci să ne semnați, să fac o imagine. Vă trebuie măcar una, două intrări să vedeți. Și după o să... altfel... Dar nu e necesar canalul ăsta. Nu se vede și după noi, deja. El sunt vii canalul acesta, canalul lui, deja spune. Ca poli încet, bă, stai. Dacă deja el dă-și ceva poziții, cum să schimb poziții. Ce observăm aici, deja am avut un tren ascendent, unde el a fost revăzut în jos. S-a format o figură aici. El a fost revăzut în jos. Deja aici nu s-a respins și a ajuns până la noi. Noi deci deja înțelegem când s-a respins. S-au respins, noi nu au pus să străbat în sus. S-au respins, deja ne-au dat semnal de sel. Avem un semnal, s-au intersectat liniile date și el a ieșit din noi. Când prețul stă în noi, înseamnă că este pauză piață. Prețul adică nu este impuls, nici în sus, nici în jos, nu-i așa. Când deja, în cazul dat, a fost legătut, a ieșit din noi în jos, ne-au uitat la poziție de sel. Poziția de sel am avut o confirmare deja de la linii date. Sunt deja două confirmări ce ne uităm la poziție de sel. Ciclul span, el n-a să putem testa în istorie. Din ce motiv? El este 25 perioade. Trebuie să vedem undeva în zona aceasta. 25 de lunări în spate.
El, ce vă spun, te ruga doar la prețul acum în actual. Aici a fost deja primul semnal. Unii plasam stop loss-ul. Stop loss-ul plasam mai sus din canalul dat. Mai sus din nou, evitați. El deja s-a început impulsul și la fiecare respingere din ori dat, ne-am orientat nou la poziție de sel. Am folosit și metoda adăugării. În cazul dat, din nou poziție de sel. Unde plasăm stop loss-ul? Stop loss-ul plasăm mai sus de nori dat. Observăm din nou, el nu a putut să schimbat, deja aici ne-am închis nouă selă noastră. Acolo. În zona aceea. Mai el aici deja a fost străbătut. În jos, el a străbătut în jos. Aici? Nu, mai las. Mai mergi spre tine, frate. Mergi mai. Aici îți înțelegi. Bine, dar acolo, străbătut în jos, da? Deci, da, el s-a nu acolo. Da, aici am putut să schimb sel. Da, nu, el sel, din nou. Ce-a fost situația aici? Da, da, da. Pui stop loss. Deja, acesta noi cu tratați date, deci deja ne închidem pe toate. Da, să spun că avem și selul acesta. Ne închidem toate în zastre aici. Să spune cu oamenii ce am stop loss din spația dată. El din nou s-a continuat impulsul său, în sel. Din nou, când a dat nouă confirmare de șumov, când a străbătut, nu a redat în sel, ne-a dat poziție de sel. Dacă era șumov ideal, nu mai faci trebuie de șumov, de șumov, dar orice indicator nu este ideal. Trebuie să îi dați să pe foarte bine. Ideea a fost adică din nou, când a dat intrare de sel. Da, doar că nu. Da, mă zic nou, selul acesta, el bici nu a dat nouă semnal de sel. El a fost o mică pauză. În situația dată. Plus că acolo ești un mini trend, așa, ce gen, care o să trebuie să nu. Da, aici, dacă ne vedem în tare fel de hașon, a fost un flet. Da. Din nou, el și șumocul s-a bătut în jos pozițiile, s-a bătut în orul dat. Ne-am orientat la poziții de sel. Nu am schis sel. Sel am avut o confirmare sau unei linii date, s-a bătut de sus în jos și o ieșit deja din linia dată. Ne-am orientat la poziție de sel. Din nou, unii pasăm stop loss-ul. Stop loss-ul pasăm mai sus din ori dată. Stop loss-ul. Dacă poziția... intrăm în poziția acolo, de sel? Zona asta din ori formată deja? Da. Da, ei este în viitor. Da, viitor. Nori dați, ei sunt în viitor. Noi puteți pe care în viitor. Da, ceva de gen. Și acum, de nou... Și apoi dacă te uiți între cât sunt groașă numări, îți dai seama că formează numări. Cât îți mai subțiri numări, înseamnă că este tendință, că este... El dacă este un trend deja, vine sighet, el deja îți duci doar în jos. El când se bate nori în sus, deja îmi dă semnal că ceva se schimbă aici, sau să începe corecția. Acum, mai departe, orientăm la poziție de sel. Sel până unde îl ținem activ. Când se bătea din nou sus, am văzut că el așa s-a respins. Din nou ne-am orientat la poziție de sel. Sel în continuare până unde. Observăm că el din nou a ajuns la linia dată. S-a respins. Din nou, ce făceam? Scriem poziții de sel. Poziții de sel până unde, când deja am observat că el se urmează. Da, el la finalul când se formează sau fi mai deschid ceva. Și acum deja am observat că el o să-i bătut, nu o redați în sus. Înseamnă că închidem toate pozițiile noastre de sel. Și în continuare el s-a schimbat tendința. Observăm că noi, tranzacții deja, le-am închis toate aici și am văzut că el schimbă tendința. Am avut o figură de schimb și noi toți cunoaștem la figură de schimb și tendința. Acum deja am putut să ținem bani aici, să spunem că n-am schis. Unii deja noi folosim și în modul continuare. A fost impuls de bani, el a ajuns la noi dați, la linia aceasta, un minut poate s-o străbat. Ne-am orientat la poziție de bani. Poziție de bani până unde? Trebuie să dați mâine. Pozițiile de baie au fost deschise la nivelul dat, până unde ținem noi poziția active.
ținem poziții de baie de la nivelul dat, la fiecare respingere de la nori dat, ținem poziții de baie. Poziții de baie le ținem active când deja ele se schimbă tendința. Când se bate, nori de sus în jos. Ne orientăm la poziții deja de sări, închideam tot poziții de baie. În continuare, el a făcut o mică corecție. Și din nou, aici am putut să ne uităm la poziții de săl. Când se bate, poți să-i bătut. Nu, redați sus în jos. Acesta este semnal fiernic săl. Săl în unde, când deja se trefetează linii două. Se trefetează linia roșu cu acea albastră. Vedeți, se chidem transact aici. Ce am observat, el a ajuns la noi și a fost rebătut zona de sus. Știm, dacă se bate, nu redați în sus, ce facem? Uităm la poziții de baie. Am schis poziții de baie. Până unde noi să repetăm pozițiile noastre. Când deja el ajunge la noi dansă. Când linii dansă sunt exertați și el iese din noi. Noi am închis pozițiile noastre. Stop-loss-ul din nou plasăm mai jos din canalul acesta, din noi dansă. Și acestea sunt, cum spus, sunt trei metode. Cel mai puternic semnal pe șumochi se atunci când toate se combină. Când situația dată se exertează și deja iese din noi, de sus în jos. Este cel mai puternic semnal din centru. Da, trei linii verde, ce arată? Ce arată prețul actual. Prețul actual acum, 25 de perioade din urmă. Doar că în istorie, noi nu să putem să testăm. În ce motiv el este în urmă perioadă? Doar în prezent, ne folosim de ea. Cum ne folosim de linia verde? Cum am spus, ea este prețul actual acum, doar că 25 de perioade înapoi. Când linia verde se bate prețul actual de sus în jos, este semnal de sel. Când se bate graficul dat, lumânările de sus în jos, semnal de sel. Când se bate de jos în sus, este semnal de baie. Acum s-o mai... Da, dacă s-o mai luminat? Acolo e vârful celălalt, da? E vârful celălalt verde și celălalt care e graficul de bază. Da? Și acolo se primește că linia verde intersectează cu avans, adică da. Yes. Și se primește că trebuie să intrăm acolo în sel după asta. Dar el acolo impulsul, ohoho. Nu, dar el deja s-a făcut impulsul. El deja vine înapoi. El vine înapoi. Eu mai ciudat cu prețul. Numai cu mai în urmă. Noi... Cum să arată s-a făcut? Cum este linia verde? Ce este ea? Cum e prețul actual acum? Doar cu cine ferva din urmă. Sigur, negru. Mai avem o confirmare acolo s-a intersectat linia albastră. Linia lemn te va confirma pe șumoc. Tot așa. Adică te va confirma pe șumoc. Când se bate linia dată de sus în jos, ne putem la sel. A doilea confirmare, una din cea mai bună, este când cei constant, linia verde se bate graficul. De sus în jos sel, de jos în sus baie. Și ultima confirmare, când schidem poziții, este când iese din nori. Când iese de sus în jos, ne putem la poziție de sel. Când se bate de jos în sus, ne putem la poziție de baie. Dragă tot sau tot? Da, ok, dacă acolo se primește cu linia verde, da, linia verde și partea cealaltă cu noi. Ele aproximativ sunt concomitente, nu? Da, ei nu vreau văd aici asta, dar când... Linia verde? Nu, după cum este aproximativ sunt concomitente. Nu, ca să fie mai clar, mă apropiaș, vă explic de rar, ca să vă explic. Nu, adică dacă... Aici, el este prețul actual. Păi da, uitați-vă, intersecția dintre linia verde și grafic și partea cealaltă nu iese de noi. Nu sunt aproximativ la același nivel. Asta este triplă confirmare. Ele sunt, va confirmări. Este prima confirmare medium, când se pe linii două, se intersectează. Ia, vă rog. Dacă mi-a așteptat un pic și prețul s-a dus în jos, din... Păi, da, când mă refer că ele sunt cele două spune ce am nivel. Atunci mai ai încă o confirmare. Păi, da, asta este direcția corectă. Ele sunt mic confirmări pe șumoc. Ca în combinație ne dăm nouă strategie, spune așa mai... Mai sigur. Atunci când ele două se intersectează, vine, da, vine roșu cu albastră se intersectează. Când se bate de sus în jos, e poziție de sel. Eu, ca un exemplu paralel, vă dau stohasticul, îl cunoașteți, nu? Mm-hmm. Păi stohastic ce? Să arată intrarea în tranzacție de bani numai atunci când se bate linia 20?
E posibil tranzacții de bani tu de confirmare. Să-ți facă și o convergență și străbat linia 20. Sunt două, corect? Deci tu. Așa și aici. Nu ai... situația este, de exemplu, medii mobile sau orice instrument. El îți arată o intrare pe piață, dar poți să-ți arate tot aceeași intrare de bani, dar numai să aibă două, trei confirmări. Asta e și mocul. El e format din mai multe medii. Ca și la un bolager, nu mai aprofundez acum. Bolager totul. El ce-ți arată? Poți să arate bani când străbat medii mobile și poți să folosești astea abaterele medii standard sau cum vreți așa le zicești, sigma acela care îți deasupra, format. Poți să intri pur și simplu la străbate, dar poți să aștepți la nivel. Deci sunt mai multe confirmări, așa și aici. Îți arată intrarea, poți să intri după primele două linii care au spus X și Y, când am complic cu japoneza. Sau poți să intri în tranzacții când merg mai multe combinate. El a arătat prima intrare pe piață, a doua intrare pe piață și a treia intrare pe piață. Dar intri în tranzacții când îți arată toate intrări, ca și cum stohasticul. Îți arată în H1 bani, îți arată în H4 bani și îți arată în daily bani. Îți arată la trader, că așteptau să arăt din tăi bani. Așa că și... Doar situația la ele chiar combină toate. Văziți? La ișumocul, când situația e deja străbat, el toate combină. Linia dat, cam pus pe se interfetează, linia verde, străbat, e graficul. Și e deja să iese din nori, în jos. Eu îmi dăm la cel, deja e triplu confirmare de cel. Și când deja din nou se bat în sus, ne dăm la poziție de bani. Cum deci, bag? Dacă o să intersecteze primele linii albastru roșie, o să fie o intrare agresivă. Nu, ia că așa mic, o să mai aștepți un pic, o să ai o intrare mai, mai simplă, dar o să aștepți să iasă deja și prețul din nori și să iasă și străbată și linia verde. Deci acum se împărăm deja că avem intrare și mai sus. Deci o să fie mult mai simplă. Putem? Nu cum mai agresiv, acolo sus. Nu, păi depinde și fel de trader ești tu. Dacă ești un trader agresiv, poate să intri imediat când o să pus linia roșie prețul. Nu să mai aștept să intersecteze linia roșie. Sunt din exemplu, sunt chedă lunare, nu mai ești. Da. Nu-i venit din către ingilos. Ce, astăzi n-ai gaz? Ce, crezi că a treilea bani care după post confirmare? N-am schis tranzacția, m-am dat sus în jos, n-am schis în jos până la linie, mi-a dat bani, pasă însă ok, să întoarcă înapoi, adică așteptam să-i ca consolidare. Dar puteți fi și tot prost pentru că nu lucrează sigur, nu? Că dar mi-a fost bani. Dar știți, cum mai face așa, de mișcare, de retrage, după așa, nu-i nimic. De ce? Pentru că el oscilează puternic și nu aștept. Dar mă gândim, n-am folosit oportunitatea, știi că era chiar așa un... Un flet așa de 300 de puncte. Dar de ce așa să volum mare pe piață, cred că. Și nu vă permis a doua, a treia tranzacție, da? Da, da. Ați văzut? Totdeauna când scrieți o tranzacție, păstrează încă, știți, încă o parte. Știți? Asta ca și cum ați ieșit la fot, vă și ca să mă revriză, știți? Vorba de bun, vorba de pozitivă. Da, da. Mai sunt ceva întrebări la ești lucru? Da, inițial ai spus că el a dezvoltat daily, weekly și H4. Da, s-a el... modificat acum, trebuie să analizăm graficul ăsta și H1, tot cel mai bine e H4. El cel mai bine lucrează să ai fi mai interogat, dar lucrează și H1. Adică de la H1, în perioada mai lungi. Da, înțeleg. El perioada lungi, nu de diapazon. Asta dai pe primări, mai timp mai lung, spune. Dacă să-l analizezi bine, este să te întrași în această poziție. În timp mai micut nu lucrează prea bine. Nu, el lucrează bine și în acest caz. Doar că te-ai puști micuț. El putea să păstrăm și în 10, în 5, doar că e micuț. Nu este câteva puncte, vreo 5 puncte. Dar ținem în H4 deja. În H4 deja dăm potențial mai mare deja. Și ne-a răbdat. Mergi că dacă folosim ișumocul, cel mai ok nu de folosit de prost, tu gata de aștepta când se începe consolidarea asta. Nu, dar depinde când. Depinde când. Da. În cazul, da, depinde exact de noi. Se spune că avem canalul dat. Noi știm până unde poate să ducă impulsul nostru. Avem canalul, am plasat mai jos canalul. Stop plus. Noi nu avem canalul de jos, Mihai. Noi deja, când închidem noi tranzacția, când vedem deja că el strâmbat din jos, nu rezați. Deja tu și confirmare că el schimb tendința, să o să faci curenția. El s-a început impulsul și când se întoarce înapoi,
Și ajunge zona la nori și se bate în jos, închidem baiul. Închidem tranzacția. Și noi putem la tranzacția opusă. Ne putem la set deja. Asta iarăși depinde de strategii, de scop de cărere. Cineva o să închidă la primul da. Cineva o să aștept. Noi, în cazul dat, putem spăsăm și nivelul. Putem spăsăm și nivelul, pe care deja pe nivel spăsăm Taikovtul. Da, ca să înțeleg mai bine. Cineva ce, o să lăsați ce pe bănaci și eu încerc să-i găsați pe cine perfect pentru mine. Ați găsit voi pe cine greutare. Da, până... Poți să le găsești? Ok, până... dar până în prezent ce folosiți? Adică ce preferați? Mult nervici. Ok, deci paralelic. Dacă putem, adică, hai să zicem așa, nu îmi plac tranzacțiile rapide. Eu, la moment, îmi plac tranzacțiile mie. Îmi place, azi am deschis, doamna mea a spus în sală s-o închis. Îmi trebuie să dai, da, pe zi, ok, mai departe. Și adică, mulțumile, da, să zicem 9.40, 9.21, exponențial, și deja cea mare care merge. Și o dependență de momentul de intersecție, da, eu mă... Plus, minus în măsor, da? Adică iarăși cu figur. Păi stați un pic, că media mobilă cea mare nu ți-a dat de trebuie pe păi nu, păi este momentul de confirmare. Chiedem acolo dacă este văzut pe mai jos, e... du-te în țelul și nu căta baiul, da? Că să rămâi cu dânsul undeva pe acolo. Dar ce, eu mă acces mai mult perioadele astea mai scurte, da? H1. Păi, dar nu, ok, mai mult în H1. Și în caut momentul de intrare. Cu intersecția cum vorbim. Poate vreau să trebuie să concentrați mai mult pe scapii. Acum că zic că n-am ce să faci să analizezi așa de bine. Ah, dar între perioade scurte, asta nu sunt pentru rotă. Cine zic că între perioade scurte? Doar de scapii care intră în piață, nu toți sunt numai pentru rotă. Poți să nu profitabilitate. Am avut așa exemplu. Care făcea, nu ok, ia să concentra și pentru rotă. Dar făcea foarte mult interle pe piață cu profit de astea de 5-10 puncte maxim. Nu, după 30 asta merge, fac analiza, dai premul mai mare, dar intrare, desigur, cu cauza într-un... Când am mai întâlnit, am să o deschide și până seara și-l închis, scurt și deschide. Scurt și deschide. Dar oricum analiza, faci dai mai mare, nu? Amixă, nu, nu. Eu rămân cu un pic posuit, dar eu zdă locul crează foarte mult. Și m-ați sunt și zară în cea casă. Nu, n-ați mă mult să-ți. Păi că introduceați pe și trați în tai premiul mai mic și tranzacționați cu mediile mobile atunci. Și astea sunt pe perioade scurte de timp. Asta ce arată și în moca pe perioade de H4 perioade mai lungi. În asta folosesc... încarcă și... Ok, bine, tranzacția este de durată, da? Încearcă să-i zici la vreodă pe care tranzacționați perioade medie. O să văd ce contrați. La un moment, mi-a să fie ok. Că ea știi care după... Important să fii profitabil, nu contează ce faci tu. Profitabil să fii, că într-un final rezultatul nu poți folosești cele mai complicate strategii din lume. E important și unul să folosească numai bata ca la pescuit. Duci cu spinning-ul și cu cel mai mare utilaj, își vine unul cu un băț și cu ață și faci mai mult pești ca tine. Într-un final ce contează? Rezultatul final, nu? Așa nu știu, dar strategii, poate fi trader să folosească în felul lui, cineva o să le-am cu trader o să aștepte până la sfârșit, când o să ajungă să intre în nor. Dar cineva o să oprească la primul nivel. Dar folosești strategia, dar nu mai fără să plasezi stop loss trader, transacții din același punct. Și până la sfârșit, la toți profituri diferite, pentru că unul începe o corecție și... Corecție, gata, ajungi, faci în cont, da? Dar sunt alții care există perioada mai lungă. Asta sunt lucruri diferite, asta depinde de trader. Așa. La Clash of Mob, ele sunt combinate mai multe strategii. Este linia mobilă și deja și noi. Da, da. Cum ne v-ați folosit linia mobilă nouă, chis așa și aici. La când ai semnat, când ele se intersectează. Este semnat. Atât în H4, cât și H1. Când se intersectează, el dau un semnal. Tot cu șinocul este și în M15. Să vă analizați sau dacă vreți nu și așa să mă gândiți. Mintea mobilă sau ești mult, e că ai fix de telegraficul și o limită la nivel. I buy, I sell. Da, Bollinger să iau mai bine pentru doamna, cred că merge. Eu sunt aici la mine. Nu, aici deja de iată, să te cite ce merge cu Bollinger. Eu sunt Bollinger, da. Și-o tot folosesc Bollinger. Numai că nu am 5.
Bun, și am 5 verite, că am 5 și am 5 cașoni. Adică asta, eu fac mai mult, adică... Da, voi întrebați pentru ieșirea din banda superioară sau inferioară, corect? Cum? Când ai ieșit din banda superioară sau inferioară, sau ești prin gustări? Eu folosesc nivel, dacă din partea superioară a... Bun, cel rușa ai și nivel, atunci orientez pe self, corect? Self, da. Așa. Bun, eu cu baie le am o problemă. Statistica mea e 90% self, 10% baie. Așa, baie îmi stau cu self. Ea cam un pic orocadă cu baie. De când am deschis contul, am peste 200 de tranzacții făcute. Eu am care calculează statistica. 90% sero, 10% bari. Și văd baiuri, am cânecă și cânșe din partea inferioară la bunii de băs, văd, dar n-a fost schimbat. Nu, dar nu zic, nu mai gândesc cum să fie așa. Exact, eu invers, tot așa, dacă văd că merge în sel, îl las să duc, eu o să cumpăr când ați mai ieftin. Eu stau. Așa, așa, ceva cum la mine era problema. Și caut soluții acum să rezolv chestia asta, adică să am mai mult curaj să intru și cu baiul. Deci, dacă îmi mergi foarte bine treaba, ce curaj ai să eu? Îmi mergi foarte bine sălurile. Da, nu-i vorba de curaj, e tot același ciclu. Ori dacă ai să mergi pe baiul, trebuie să aștepți. Nu, adică să adaug și baiul, să sărurile să-i țin, dar să mai bag și în baie, să mai iau și... Și un post de baie. Cum ne-ai spus data trecută? Apare mai comia, e mai Te bolii cel puțin să prin tranzacțiune? Da, poate. Haideți rapid, dar am vrut să vă vezi că era o problemă mai mare. Dar dacă vezi bolii cel mai mare. Da-ți placă tu. Da. Bolii cel mai mare. Nu știu că ați spus locul, ce credeți că eu am învățat că lacă sau jamuță ați vedat? Trebuie să spuneți ce vreți, adică vă dau informații care nu explicați plan. Oricum, fiecare se adaptează la strategia fiecare. Nu înseamnă dacă cineva folosește cu interbent, gata, eu mă duc și mă fac pentru viața. Da, fiecare este interbent. Și credeți că dacă la cu lacătul, cum ieșește din lacăt, o fiecare se abate. Nu, voi trebuie să chiar să deschideți un continuu, deschideți un lacăt și încercați să ieșiți din el. Anterior am mulțumit. Ce s-a întâmplat? Nu știu, dar mai bine trebuie să pentru mine aici, foarte greu să... Eu mai greu lăsa așa. De ce îți bine psihologice lactele, de-a dat acolo vezi o minus activ care o știu și tu, în paralel la lactă, nu te dizbați cu altceva. Asta în lactă nu trebuie să intri când apoi la vet. La lactă trebuie să intri din timp. Dacă ai văzut ceva, ok. Nu, sunt trader care folosesc în loc de stop loss tranzacția opusă. Da, sell stop sau buy stop. Da. Folosesc ordinea mână pe tranzacția opusă, pentru că nu se închide minus, dar se închide dată la altul. Adică, tu dacă ți-ai pus stop loss-ul, înseamnă că tu erai de dată pregătit la un minus pe piață, corect? Și la tine tu ți-ai pus tranzacție inversă, în cazul în care, adică nu s-a închis în minus, dar s-a închis tranzacția opusă. Suma oscilează în piață, dar tu în orice moment poți să o închizi cu tătul, e fix că cum era stop loss-ul. Dar să primești că ai mai dat o șansă, din ce cauză. Dar trebuie să nu fiți să vă trageți atenție la tranzacții, dar e pace la sus oscilează. Când îți formează o figură de schimb sau ceva, de obicei aici este cel mai bun dintre. Când îți formează figurile de schimb, figurile de schimb, astea sunt cel mai bun dintre de la încă. Sau nu vine ceva puternic din bine, dar oricum trebuie să fie combinat cu o figură, cu ceva. Și când ți arată intrarea, se întoarce, atunci ce faci? Când ți-ai închis tranzacția și dai pași să se întoarcă cât a funcționat figura, ți-ai închis tranzacția într-un minus mai mic. Deci, ori în minus mai mic, ori pe zero. Da? Iată, asta e o variantă care puteți. Dar de ce e greu? De dacă tu stai numai cu lacul, tu în cont. Ai un bai și ai un săl. Și în rest n-ai nici și faci piață. Și tu întotdeauna te concentrezi pe dânsul. Și la tine creierul zice, băi, eu vreau să tranzacționez. Eu trebuie să scap de dânsul. Și tu încerci. La tine creierul deodată generează ieșiri din lacăt și mult mai repede că ar trebui. Și tu poate iei închis lacătul pe păreții în plus. Și ai așteptat înapoi și îți primești că mărești lacătul. O da, și te concentrați pe ieși pe lacăt, e cam o iesi de gală. Cum
cum a fost standardul, și la jos la nivel, gata, că era clar, nu mi-a s-a spus, era ce? În tele, da? Era ok, clar. Pușa în situație, cum se vede ca... Chiar bună. Ok, îți arăt o situație interesant, cum îi spune, 40 de puncte. Doar că la final de 7 cine ai înțeles. Da. Deci, dați-vă arăt la care, pozitiv sau negativ? Negativ. Dacă mă duc, negativ. Ok, că dacă mă opresc acolo și pe lactă, trebuie să ne apucem mâine. Lactul sunt foarte complex. Acolo din orice, din orice situație face o scenariu nou. Da, lactile, ele sunt, în teorie, sunt foarte ușor și când e în practică, cum oscilează prețul, păi la tine e așa și emoțiile. Cel mai recent practic pe care l-am avut a fost pe gaz natural de 1000 de puncte. Acela care ți-a spus că nu ați închis? Nu, așa le-au fost tratat în minus. Și am închis în minus. Da, după, l-am încheiat. Eu își înțelege la... Acela care m-a spus cu tranzacția și le-am închis în minus mai bine plecam acasă. Dar am avut recent unul de 1000 de puncte de pe umbră, de pe umbră. Și eu a fost ok. De sus bai? Și am vrut să ies din el odată. Și am ieșit. S-a întors piața, dar când s-a întors de jos, mi-a luat cu umbra ori de numărat. Și s-a dus în... De asta și am fost cu, pe umbre. Eu, că tare nu eram la bunul pe umbră, doar eram normal. Dar am să ies din el și am pus mai jos sub nivelul asigurare, da? Și cum mi-a luat cu umbra frumos, tot când s-a luat, am oprit cu amândouă pe umbră. După asta, dar oricum, au fost cădere de piață și mi-a oferit scansul posibilitate ca să ieși. Îți dai seama acum și situații nu-mi dezgam, dar și poți, da? E clar că se crează, da? Și de asta și eu a fost prinsă. Deci, la actul negativ, da? Pasez niște nivele. În toți stăriați. Problema care? Cei mai mari problemă? La că voi tăți cunoaște că voi cum se ieși. Cei mai mari problemă zic că voi nu se ieși. Și asta e problemă. Problema că voi vreți deodată. Stați, voi așteptați tranzacția și ne duci în minus, de exemplu, stă în minus vreo 2, 3, 4, 5 săptămâni, stă în minus și când vezi că gata, e apa la gât, voi deschideți tranzacția opusă, da? Și când deschideți tranzacția opusă, îți primește deja că ai așteptat destul de mult tranzacția. Am când vrei să ieși de la că tu vrei azi le-ai deschis și mâine s-o închis. Nu e așa ceva. Ți-ai trebuit tot cam așa o perioadă să restabilească, minim. Minim. Asta în cazul în care e deschis, e deschis la altul corect. O situație, pe ce? Eu sunt de cap? Da. De sus aveți bani, dar mica și e întoarce, corect? O leac mai jos. Și e respectat volumul încă când îndepărat. Da, măcar asta e bine. A, da, 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 da. Deci, haideți să mergem la pierd de card, înseamnă că l-au avut cineva de aici o respinge și o deschide tranzacție de bani. Tranzacție de bani, tendință descendentă. Până când e bine, da? Așa. Merge tranzacția în jos. Ok. Aici ce se face evident, o să-ți facă o mic corect și o să trebate în jos. Deja când ți-ai tot prăbătut aici în jos și ai văzut că toată situația e complicată și e orientat în tranzacție de său corect. Aici ai un cei care o cunosc. Distanța asta de aici până aici, la cât nu s-ar duce în jos, pe atâta se oscilează. Dar și intrată la cât ai înghețat minus și activ. Odată ce ai intrat în la cât, ai trebuit să fii gata cu o parte din minus, că tu chiar ar putea să-l închizi. Deci să fii clar asta. Adică ar trebui când intri într-un la cât, să fii cam gata la o parte din minus și ala. O parte încă nu ești rău. Da, pentru că asta tu nu trebuie să ieși din start în la cât. Deci, ce s-a mai dus în jos? Ție trebuie de obicei o figură de continuitate. O de schimb. Unul la mână, doi. Trebuie un flăt. Păi acum mai flăt. Da. Mai flăt a fost răbătă în sus, nu? Dar parcă s-a dus înapoi jos. A făcut o lunare puternică în H1. A făcut o stecă zădare. Nu știu cum e pe piață. Merge așa. Flăt. Și în jos. Flăt și în sus. Flăt și în jos. Deci, situația clasică. Alte situații poți fi tendință, tendință, flat, tendință, flat, tendință. Deci poți fi și direct dintr-o tendință în altă. Dar întotdeauna în chestii de astea, aici când e direct, aici sunt figuri de schimb. Asta e aproape 100% că se formează figuri de schimb. Sau străbatere, de tot sunt foarte buni în piață. Din ce cauză? E ca intrările pe piață, voi cum folosi figurile acelea? Trebuie să tragi atenția la mișcările astea, că ai străbatere. O mers impulsul, ai străbatere în sus. Evident schimbă tendința, aștepți corecția după Fibonacci și te orientezi în sus. Și ea câte o tendința schimbată. Când ai schimbare de tendință, acolo trebuie să te orientezi tot la închidere la cătul.
Dar închid lactul așa pur și simplu și tai liniștit. Nu, te asigur mai de jos cu ordinul amânat. Dar pun cu ordinul cel amânat cu o frică și îl pui aproape ca să ți-l iei. Trebuie să-l pui, să-l respecti. Da? Ți-ai pus sub nivel frumos și nu pui 10 puncte. Acolo și umbrășoară, e ca cu chestia cu zarul mexicanul, acolo lactele sunt mai mult, mai interesante. Eu de cald acolo e puf. Da, pentru că așa sunt volatile și acolo când ordine amânate, acolo apar întrebări. Acolo chiar când deschizi, când deschizi asta, nu ar trebui să... Era turc tot așa interesant. Da, ordine amânate cam când te asiguri că e mai periculos, ca să aș zice. Da, pentru că e o mică volatilă, o mică oscilație și ți-o doar așa, așa stai cu șede. E ca așa, e lunarea și stăția de-a dat de pare aici. Și lunarea e așa. Și e așa să nu ați întâmplat asta. Deci e clar, când aștepți un plăț și când ai străbate în sus din state, e ca o schimbare de tendință. Mai departe. Ce încă greșeli? Eu nu o să spun cum simți voi știți când închizi sau când dați asigur cu ordine și tot așa. Eu o să spun greșeli de acreditații care se întâmplă în acte. Încă o greșeală, că când ai confirmare în partea de sus, ai frică de închide din poziție, dar voi doriți să adăugați în poziție. Deci asta e greșit. În piață nu se adaugă în poziție când ai lacăt. Trebuie să cânti din poziție. Voi odată ce adăugați în poziție, voi măriți volumul în piață. Odată ce măriți volumul în piață la tine, când începi să ieși din lacăt, ce îți primești? Când închizi un lot întreg sau închizi două loturi. Asta e mult. Acolo, deodată când închizi așa două loturi, când tine oscilează împotriva ta, înseamnă tot două loturi. Dar înseamnă că când vrei să ieși din lacăt, trebuie să închizi din poziție treptat. Să întorci piața în sus, nu închizi deodată tot baiul, tot sălul de jos, treptat închizi. V-a făcut, aștept corect, iar închizi treptat. Știu că îți primești că e ceva minus acolo să mai duce cont, dar voi scăpa din poziție, pentru că final tu scrii de lacă. Chiar dacă ai scăpat parțial, dar oricum 60, 70, 80 din minus, tu ai scăpat, adică deja devine profit. Și îți primești că închizi într-un minus mai mic. Când închizi lacă, tu deodată ai închis lacă, ți-o ai un lot, de exemplu, la două, și ai închis la două loturi, la tine când începi piața după leacă împotriva ta, apar de astea... Flutări. Da, da. Scamoniză și... E clar, deci știți când închideți în poziție, închideți parțial, fix așa când vreți să adăugați în poziție, tot parțial. Ți-ai închis ceva din bani în minus în curs, da? Adaugi ceva de jos, iarăși micuț, și e ca așa oscilesc cu poziție. Dar eu cred că dacă ai ajuns la o situație de lacăt, e mult mai bine să vii la managerul tău sau la o altă persoană. Dar managerul îți spune, lasă-l ceva să ducă și tu l-ai închis pe unul, aștepți-l, aștepți o săptămână și nu mai răbdare. Care o săptămână? Două zile. Nu mai răbdare. Pii Petrol, când a fost situația când el făcea tot convergență, tu mi-a urgent spunea, adică el o scad, el o scad. I-a dat sel, a fost în plus, 70, 80 de puncte. E bun, de vreo să duci în jos. El s-a dus în sus cu 300 de puncte, îmi pare că... După asta el a căzut. 1000 de puncte el a căzut. Da, târziu, era larga. De te gândești, ești mai caz? Pentru că eu am pus buy stop. Nu, era puțin, era 0.3. Asta e destul de puțin. Dar ce ai intrat în larga? Păi m-am asigurat cu un... cu un buy stop mai sus. Nu spune lactele astea. Nu spune, depinde pentru cine. Eu cunosc persoane care gestionează din trader bine lactele. Dacă să spun trader, numai acum e în sală. Ok, dar la marge viitor îl chem să vedem. Eu l-am avut stressed fund. Și în speech 500, 5.000 de dolari. Tranzacția la dâns era într-un minus foarte mare. În comparație că 5.000 era foarte mare. Deci un minus activ la toată căderea și el a rezistat cu 1 și a luat în piață. Bă, dați seama că avea un minus tot de mare. El a închis lactul foarte ideal. Eu, adică, i-am spus că aici trebuie reinvestiție. Ca să poți ieși în lactul ăsta, trebuie reinvestiție. Aha, des cu ascultat, tu s-o închis, văd, dar dă, și o săptămână, îți crea, te bai și alții ne-ți minte, zic, da, e în profit, dar să-l dau, ne-ți minte, da, e în profit tot în istorie. Din mult. Și eu, până la sfârșit, săptămână, crește, încă mai făcut profit. Eu am văzut și eu, domnul Nicolae, după ta, să faci ce investi în lagă, dar asta, în fel, trebuie să ai o experiență
în spate, cei de începători nu pot asta să gestioneze lactele astea și apar emoțiile care nu-i pot stăpâni. De asta trebuie să fie cineva care să-ți facă o analiză aparte. Nu te uiți și vezi... Ok, îți faci o analiză dintr-o parte, că e ca pot să-ți fac eu, dar îți fac o analiză dintr-o parte. Ce credeți, dacă eu o să iau în gestiune 10 lactări, de 10 lactări o să ies din el? Nu. Maxim 5. 5 ar fi foarte bine și celălalt poate ieși într-un minus mai mic sau din celălalt poți ieși unii cu profituri. Dar domnul, ieși din toate lactorii ideale pentru piața. Are posibilitate, e ca să zicem săptămâna asta. E ca atunci săptămâna asta să ai lactă. Și azi ieși din săptămâna asta din lactă? Nu, pentru că acolo spus, îți noutăți că duci trei. Am intrat acolo în șlipuie, da, trei dauri, da, am ușurată. Îs o grămadă de noutăți. Și cum să închizi o poziție? Tu nu știi ce să fac la noutate. Stă piața stă între unghiuri, tu vrei să închizi ceva din poziție. Și închizi să-l schizi pe unghiul într-o direcție și te-a luat piața, intră și ce faci. De asta îți zic, volumele trebuie respectate. Una, ieșit de lacte parțiale, asta e recomandarea mea, dacă vezi. Eu, cel puțin, eu așa practic. Ieșirea de lacte parțială. Știu că ți-a mai mult timp să ieși din el, dar e mai sigur. Să primești că dacă ai, de exemplu, un lot și un lot ce ai închis, un 0-1, să presupuni, sau un 0-3-0-4, nu contează. Să primești că împotriva, dar dacă se duci piața, fluctuează deja 0-7. Tu te aminti că trebuie să-ți oscilieze într-o anumită direcție mai mare. Asta e. Așa. Altceva ce am observat eu, din mai experiență. Pe obicei, la cățiuni, până se intre când e disperat. De ce nu se întreba cățiuni? Iar dacă e încălcat volumul, sau se minus, tu minus cealaltă vizual nu-l accepti, unica tare fiu de se intre la cățiuni. Așa. Din multe ori se întâlnesc situații mai bine, se primar mai bine plus tot loss și închizi în stop loss și te orientezi mai departe. Poți să intri în lacăt atunci când știi că o să-l poți gestiona corect. Sau măcar cât de cât se micșorezi. Cum astăzi situația, ți-ai pus o rămânat invers și poți să gestiona. Cine o așa? Eu, adică mai am o parte, tu vreau. Azi am scos o parte. Ok, ai scos o parte și acum nu trebuie să te... Și n-am iarăși intrat în lacăt, nu? Dar el era... Eu am intrat într-un set și apunc într-un set. A, gata, știu. Și apunc într-un set. Da, și după asta dai un bai cu tot volumul de la tăi 3 set-uri, nu? Am închis bai pentru fiecare set și am închis bai și am mai el. Și apoi mult gestionez pe doile și ne rămâne cealaltă. Da, dar eu am avut așa situație. Ai un set, ai un set și ai un set. Și de ce își fac pedere? Schid un bai. Schid un bai. Nu, ai un bai. Și deschid după asta când văd că nu mai rezist în ideea lor, că deschid volum mare, deschid un set. Când ai confirmare, schimbi un 0-3, schimbi un 0-5. Dacă se mai duce în jos, mai intri într-o poziție. În cazul în care vezi că respingere, ai închis o poziție și dai pasul de altapoi. Dar nu ce faci? Mai ai un lot, să-ți leagă împotrivă, încă dat un lot și de altă lacă total. Nu, te-ai o leagă o șansă. În lacă total, în tot orice timp poți să intri. E cam parțial, altfel. De asta sunt multe situații. Da, parțial e mai interesant să ieși. Asta ca și cum ai o problemă mare, cum mai rezolvi? Îmi pasă probleme aici și acolo ajungi cu lactul. E lactul, e o problemă mai mare, da? Care e importat. Îmi pasă probleme aici și nu vreau să fac lactul total. Ești în cine ordine cu volume mai parțială? Cine a fac la lactul parțială de lactul? Să nu iau. Da? Așa? Tu tot în parțială, dar văd, dar ies într-o total, corect? A, crezi un într-un lacă. Stop loss și zic bun. Da. Păi, focusez pe alte tranzacții, mai departe. Și asta, de multe ori o să îmi țin eu lacă, adică depinde de ambele situații. Deci, nu poți să decizi că fiecare lacă ta e alta lacă. Și fiecare tranzacție îți fiți tot. Eu ar trebui oricum, e deschisă, după anumite tendințe, are o istorie, mai ales dacă să și cu tranzacție care ții o lună, sau două, sau trei, sau patru, până și s-o întors înapoi, și când s-o întors înapoi și închis un profit, sunt așa în vântă, nu puteți să profi cealaltă sub ăla și ăsta pe urmă de anul. Sunt așa în vântă, că e altceva, că a fost o perioadă de emoție. Ok, eu cred că aici nu știu dacă se mai dau ceva la actul negativ. Asta am vrut să zic, volumile, intrarea parțială în lacăt, ieșirea parțială în lacăt, asigurarea cu ordine și jonglarea cu volumilor. V-am zis.
reduceți din poziție în piață tradiție, nu să adăugați în poziție, că de exemplu s-a dus, ai un lot, un lot și o vezi confirmare de bai și în asemenea dau un bai în sus acum cu fi. Nu, de ce ne închizi o parte din una din poziție? Scapă din poziție, nu băga în poziție în piață. Știți? Mai scapă din poziție, să ai volum mai mic, volum mai mic, mai bine, nu știu ce zic. Crează. Iar ca încă o situație asta, scăpați din volum din piață. Când e ceva grav, scăpați din volum. Asta ca și cum tu ai fi, nu știu, cum ai fi fără armură, când volumul e mare pe asta. Cât e mai mic volumul, când e vorba de lacte. Asta se va fi clar. Așa, dacă vezi careva întrebări, dacă nu,